Cele mai puternice, șase zodii. Există oameni cu caractere foarte puternice, care par să rezistă în fața oricăror probleme. Astrologii s-au ocupat de acest aspect și au întocmit un top al celor mai invincibile semne zodiacale. În astrologie, fiecare zodie are calități și defecte. O să vă arătăm semnele care se spune că sunt cele mai puternice. Pe acești nativi, nimeni nu îi îngenunchează. Mai trebuie spus faptul că nu doar aceste zodii sunt puternice, ci și elementul pe care îl reprezintă. Oamenii care se ocupă de această zonă ezoterică au stabilit un top al celor mai puternice șase zodii. Știm că există 12 semne zodiacale și patru elemente. Un element are trei zodii reprezentante și firea lor este aproximativ asemănătoare. Un alt lucru interesant este faptul că cele trei zodii ale aceluiași element nu sunt compatibile astrologic între ele. Una dintre cele mai puternice zodii este Scorpion. Deși par sensibili, scorpionii au o forță lăuntrică extraordinară, deoarece reușesc să treacă singur peste orice obstacol, fără ajutorul nimănui. Sim foarte multe lucruri în ei, nu se deschid, sunt mai introvertiți. Săgetătorii au o putere emoțională fantastică, pot face tot ceea ce își doresc, pot muta munții din loc și, indiferent de ce se întâmplă, niciodată nu se dau bătuți. Reușesc să materializeze tot ceea ce își propun, iar nimeni și nimic nu îi poate opri din a-și îndeplini obiectivele. Prin excelență, Săgetătorul este zodia protejată de divinitate. Capricornii. Capricornii au o putere fantastic de mare, au foarte mult autocontrol pe toate planurile, iar viața lor nu se transformă niciodată în haos. Nu se lasă niciodată conduși de restricții. Capricornii sunt oameni atât de conformiști, analiști și de multe ori poți să zici că sunt încăpățânați, dar este perseverență. A persevera este diavolesc, dar este cu reușită. Relatează evenimentul zilei.ro.